Maia Sandu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din această toamnă. Decizia a fost luată astăzi în cadrul Consiliului Politic Național al formațiunii, care s-a desfășurat în regim online. Potrivit Maiei Sandu, această nominalizare este o onoare și o mare responsabilitate. Într-un comunicat de presă, președintele PAS menționează că scopul său principal este să curețe țara de politicienii care văd Moldova ca pe un sac fără fund. Printre cei care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale se numără liderul platformei DA, Andrei Năstase, președintele Partidului Liberal, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, și președintele PUN, Octavian Țâcu. Scrutinul va avea loc în data de 1 noiembrie.